Hristos a înviat, fereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou unboxing foarte, foarte special, la un nou vlog mai degrabă pe acest canal. Ei bine, băi, băi și băi, fete, ne aflăm în a doua zi a Paștelui și bineînțeles că nu se putea să nu tratăm această zi ca atare. Cei de la Steel Series au fost foarte drăguți și bun la suflet. Au trimis iepurașul către noi cu nou mouse cu care o să ne jucăm de acum acolo. Sunt foarte entuziasmat și abia aștept să-l testăm, să-l despachetăm, să vedem ce ne-au trimis acolo și ce se află în magnifica cutie, desigur. Mai ales că este pentru prima dată, atenție, când o să am șansa să despachetez o cutie de la SteelSeries, atenție, sau să mă joc un mouse de la SteelSeries. Eu de multă vreme doream un mouse, poate vă aduceți aminte că am avut și un goal la un anumit moment dat pentru un Val 3, ceva în genul ăsta, dacă bine mi-aduc aminte, dar din păcate nu am mai putut să-l cumpăr și Dumnezeu cumva mi-a ascultat rugămințele și uite că cei de la SteelSeries ne-au trimis acest mouse. Eu când filmez acest episod, băieți și fete, este a doua zi de Paște, din păcate ieri n-am reușit să filmez pentru că am fost ocupat, am fost plecat cu ai mei, am avut o grămadă de rude. Prin intermediul ăsta vreau să vă urez încă o dată un Paște cât mai liniștit și luminat alături de cei dragi. Sănătate multă familiilor voastre și vouă, să fiți cât mai bucuroși și plini de cât mai multă energie, vibe mișto și toate cele. Pe această cale aș dori să le transmit și celor de la SteelSeries un Paște cât mai luminat și binecuvântat. Mii de mulțumiri pentru acest cadou, apreciez din suflet, înseamnă foarte mult faptul că s-au deranjat pentru mine ca să-l trimită și să-l testăm, să vedem cu ce avem de a face și mai mult ca sigur o să fim impresionați. Aș aprecia din suflet, guys, dacă la acest episod o să reușim să strângem frumoasa sumă de 300 de like-uri, mai ales că suntem în perioada asta a sărbătorilor pascale, toți suntem mai buni, mai apăsăm câte un buton de like acolo, mai câte un share pe story și nu în ultimul rând, băieți și fete, pentru că nu mai am răbdare, efectiv vreau să mă pun să deschid cutia. Vă mulțumesc din suflet de tot suportul acordat în ultima săptămână, ați fost minunați. Am făcut 9 zile la rând live stream și mă bucur din suflet că în sfârșit mi-am recăpătat energia și vibe-ul mișto și dragul de a face streamuri peste streamuri și peste streamuri. Hai să trecem la unboxing. Ta-da! Asta este și mouse-ul Boys Aerox 5 Best Lightweight Mouse PC Gamer Ultra Light, băieți și fete. Wow! Niște emoții așa ca de început. La prima impresie arată foarte bine cutia. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Și mouse-ul în sine, din câte putem observa, chiar arată foarte bine, mă jur. Deci nu vine să cred. Hai să desfacem cutiuța, să vedem dacă putem și suntem capabili să facem asta și să nu facem daune, pentru că voi știți prea bine că vereșanul ăsta cam face daune uneori. Azi aici și ouălețele, desigur. Oare putem scoate cutia? Credeți că o să iasă, băieți? Credeți că o să reușim? 3, 2, 1, go! Mă! Dar ce avem noi aici, băieți? Zici că e leu să moară șarpilii meu, doamne ferește, de așa ceva. Uitați-vă cum se văd aici nou. Guys, vedeți? Mamă, și materialul care este așezat, mouse-ul SteelSeries Aerox 5 Ultra Light, ești nebun. Băi, sincer, îmi place foarte, foarte mult cum arată și modul în care este conceput, designul pe care au reușit să-l creeze cei de la SteelSeries. Deci neapărat vreau să văd cum se aud clicurile, sincer vă zic. Mamă, click stânga, click dreapta. Ce clicuri fine are la atingere. Avem și un buton aici lateral. E foarte bine pentru că am avut alte experiențe cu alte mouse-uri, nu vreau să dau nume. Era mai mare, pentru cei cunoscători știu despre la ce mouse mă refer. Băi, și mă încurca mouse-ul, dar așa e perfect. Aici mai avem niște butoane în partea laterală. Avem și logo aici de la SteelSeries. De aici putem schimba DPI-ul, bineînțeles, scroll-ul, click stânga, click dreapta. Iar aici avem și spatele mouse-ului. Chestiile astea nu știu exact cum se numesc astea, dacă mă poate ajuta cineva care fac mouse-ul să se miște, mă rog, să nu alunece atât de tare pe mousepad. Eu am trăit un pic în prostie pentru că am crezut că mouse-ul inițial este wireless, dar nu este wireless pentru că văzusem cablul ăsta separat, cablul de conectare. Am crezut că e cablul de încărcare, dar este cablul de conectare, bineînțeles, cu ajutorul căruia putem conecta mouse-ul la calculator astfel încât să funcționeze. Aici avem și logo-ul celor de la SteelSeries, USB, cred că e Type-C ăsta, oare greșesc, mă poate ajuta cineva în comentarii? Aici trebuie să mai avem ceva, nu? Băi, am avut eu niște derby-uri cu cutia, de asta din păcate s-a cam înțelegeți? Am crezut că se mai află ceva aici, dar nu pare să fie, guys, nu mai pare să fie nimic. Avem și manualul de utilizare aici. Chiar s-a plăcut impresionat și mai ales acum cu ocazia sărbătorilor pascale a prins foarte bine acest cadou și acest mouse pentru că, băi, ăsta de la mine merge, dar parcă ar fi cazul să schimbăm puțin și să vedem ce și cum o să se descurce acest SteelSeries Aerox 5. Haideți să-l punem în funcțiune și să vedem modul în care luminează. Din nou lungimea cablului, văd că pare să fie destul de mare. Băi, deci sunt șocat. Ia să vedem dacă om
merge și a început să lumineze. Ăsta este și modul de iluminare RGB. Super, îmi place foarte mult. Îmi place că poți vedea în permanență acest mod de iluminare și toate componentele, toți chipii de acolo, tot mecanismul mouse-ului de funcționare. Să nu știu, eu sunt pasionat personal de treaba asta și îmi place să pot vedea că mai mult. Mamă, deja mi-a apărut efectiv, deci trebuie să vă arăt pe monitor imediat. Mi-a apărut software-ul lui cum l-am conectat fără să intru pe nimica. What? În momentul de față, cum vă spuneam, nu am mouse pe partea asta a biroului, pe partea cealaltă și se mișcă atât de bine. Deci efectiv nu mai ai nevoie de mouse, ești nebun. Chestiile astea v-am spus, fac astfel încât să nu alunece mouse-ul de rău. E diferent dacă ești cu sau fără mouse, se mișcă perfect, frate, și sunt șocat efectiv. Deci te poți juca fără doar ce poate. Băi prieteni, vă știți că în momentul în care cumpăr ceva, stau destul de mult să mă documentez despre produsul respectiv, astfel încât să aflu cât mai multe informații, ca să știu cu ce am de a face până la urmă, ca tot omul normal și inteligent, nu? Și am stat puțin și m-am documentat despre acest mouse și am aflat că este cu 40% mai ușor decât celelalte mouse-uri, dezvoltă o tehnologie de tip Aqua Barrier care îl face cumva să fie rezistent la apă, murdărie, praf și toate cele ceea ce e super important, pentru că la mine cel puțin se pune praf o grămadă pe biroul ăsta, nu știu, are atracție la praf, știi Dumnezeu ce se întâmplă. De asemenea, este versatil și ultra ușor pentru jocurile de tip MOBA, FPS, Battle Royale și multe alte jocuri. Să nu mai vorbim de senzorul lui, care am înțeles că este foarte bun, TrueMove se numește, în colaborare cu cei de la PixArt, dacă puteți să mă așteptați acolo în comentarii. Oricum, băieți și fete, dacă doriți să aflați cât mai multe informații legate de acest mouse, o să aveți un link în descriere. Sunt sigur că unora dintre voi am reușit să vă strânesc curiozitatea, drept urmare o să aveți acolo în descriere toate cele necesare. Deci uitați-vă tocmai ce vă spuneam, mi-a apărut pe ecran și o să încercăm să-l instalăm. Avem aici și o iepurilă și cu ocazia asta iepurilă vă mulțumește din suflet pentru tot suportul acordat, atât celor care se uită la acest episod, care au apăsat pe butonul de like și de asemenea celor de la Steel Series, că au fost foarte drăguți. Perfect, băieți și fete, s-a instalat, haideți să-i dăm finish și să vedem cum arată driverul în sine. Am intrat și noi în Steel Series GG, mergem aici la Engine, la Aerox 5, pardon, și aici avem driverul lui, băieți și fete. Mamă, modul de iluminare RGB, Stadia, Color Suite. O să dăm revert, să nu modificăm momentan nimica. Avem 5 levele, 18.000 DPI, să mă bată mama. Aici la acceleration va trebui să vedem dacă să-l dăm mai tare sau mai încet. O să trească să mă juc eu puțin să vedem ce și cum. Uite, avem și polling rate-ul care trebuie să fie la 1000. Deci aici să ne punem și noi 600 cât aveam. 9 butoane programabile. Mamă, deci 9 butoane, ești nebun, B9, de la B1 până la B9. Cam asta este și driverul. Că odată ce ați conectat, bănuiesc un produs de la SteelSeries. O să vă întreb dacă doriți să instalați SteelSeries GG și aici bănuiesc o să aveți toate cele. Uite aici apps, live. Wow. La Giro să aveți practic toate produsele voastre. Imediat să intrăm și în Counter-Strike să vedem ce și cum o să ne descurcăm, că sunt tare, tare curios. Am intrat și noi pe artă de boss, băi și fete, să vedem ce reușim să facem, dacă intră bine glonțul. Și văd că momentan ne menținem aici chiar ok. Bine, mâna asta nu prea e bună de nimica, din păcate, dar vezi că e ok. Mai nimerim, mai arătăm, mai nimerim, vorba aia, nu contează. Bine că din 5 nimerim 10. Da, invers, din 10 nimerim 5. Mă așteptam să fie acomodarea mai grea cu mouse-ul. Salut, prietene. Dar momentan chiar e ce trebuie, sincer. Am gândit să fac prima tangență cu mouse-ul, prima acomodare și mai scăpăm câte un glonț pe care probabil și cu celălalt mouse l-am fi scăpat. Acestea fiind spuse, guys, vă mulțumesc din suflet că v-ați luat din timpul vostru și ați urmărit acest episod. Sper din inimă că v-a plăcut. Dacă am greșit ceva, să-mi fie cu iertare. Hai acolo cu cât mai multe like-uri să le arătăm celor de la SteelSeries că se poate și că avem susținere mare din partea voastră. Le mulțumim încă o dată din suflet că au avut deosebită plăcere de a ne trimite acest mouse foarte frumos, de care sincer chiar mi-am creat o părere foarte bună și abia aștept să-l testăm în jocurile pe care o să le joc, în special în Counter-Strike. Să aveți sărbători minunate și binecuvântate încă o dată. Eu am fost Andrei, toate cele bune. Vă mulțumesc din inimă pentru tot tuturor, sunteți minunați, iar acestea fiind spuse, noi ne vom auzi cu un nou live stream mâine. Pa, pa!